A nins foarte mult în ultimele zile în zona Izvernea. Zăpada atinge aici aproape de 60 de centimetri. Singurii care au fost pe aici au fost oamenii care și-au făcut pârtie cât să poată ajunge până la magazinele din centrul satului pentru a-și cumpăra o pâine. Nu a intervenit niciun utilaj de dezăpezire, iar oamenii din această parte a satului sunt practic izolați. Oamenii din satul Turtaba sunt practic izolați. Tanti Maria abia mai poate răzbi prin nămeți. Iarna a venit parcă prea devreme, spune ea, și nu știe cum se va descurca până în luna martie. Eu am zis că când s-a terminat zapada, să mă duc tot înainte, nici să nu mai aud. În ultima săptămână a nins continuu. Din cauza nămeților, copiii nu au mai putut ajunge la școală sau la grădiniță. Ne chinuim, mete copilul de o săptămână, nu s-a dus la școală, că nu a putut, nu... Zapada, uitați unii, la genunchi, deasupra de genunchi. De când ninge? De mai mult de o săptămână avem de când. Pârtie, văd că ați făcut dumneavoastră aici. Da, da, noi am făcut noi. Am o fată mică, animale, trebuie să mă achinui, să eu nu intru în casă deloc. În astfel de sate, unde vremea domină total viața oamenilor, copiii sunt nevoiți să se maturizeze devreme. La doar 3 ani, Daria ne împărtășește din experiența ei. Ninsorile din ultima perioadă au transformat-o într-un veritabil meteorolog, ce-i drept unul cam pesimist. E zăpadă, e cod roșu. E greu. E greu, nu? Da. Dar de unde știi tu de codul roșu? Că am văzut la televizor. Îți place cu cod roșu? Nu. Și ce mai știi tu de vremea asta de iarnă? Păi că când e gheață, e cod galben. E rău, nu? Și cod portocaliu când e? Când se ia zăpada și gheața. Fratele ei mai mare a lipsit o săptămână de la cursuri din cauza nămeților. Într-un final s-a aventurat să meargă pe jos kilometri întregi până la școala din Ponoarele pentru ca învățătoarea să-i poată încheia mediile. L-am găsit pe drum înghețat bognă. Săptămâna trecută ai fost la școală. Cum e cu zăpada asta? E rău. Ai fost săptămâna trecută la școală? Nu, din cauza zăpezii prea mare. Și acum? E mai mică un pic acum. Și de unde vii pe jos? De la Ponoare. Mai mult până acasă? Un pic. Ți-au înghețat picioarele? Cum e? Un pic mi-au înghețat. Utilajele de dezăpezire și-au făcut superficial treaba, spun oamenii, care cred că vor ieși la liman din zăpezi abia la venirea primăverii. Prin nămeți răzbesc doar cei care au mașini cu tracțiune 4x4. Drumurile s-au desfăcut sau? Încă nu sunt desfăcute cum trebuie. Anul trecut a fost mult mai desfăcute. Acum, nu știu, s-a schimbat cine a preluat drumurile și probabil n-au utilaje de ajuns. Cam cât are zăpada? Are, cred că, vreo 80 de centimetri. În toată zona de nord a Mehedințiului se circulă cu dificultate. Sub imperiul zăpezii sunt localnicii din Bușești, Negrești, Păunești și Schitul de Sus.